geopolitică. Ce o să vă vorbesc eu, despre ce o să vă vorbesc eu în continuare, tocmai că este, aici este vorba de la fel de geopolitică. Pentru că acest proiect care a fost RASFM, a fost un proiect geopolitic. Bineînțeles că a fost la o altă etapă și, deci, prin acest proiect se urmărea deci, revoluționalizarea, cum ziceau cei care au creat, care au compus acest, alcătuit acest memor despre necesitatea creării acestei republici în stânga acestui RASFM moldovenească, porneam de asemenea de la niște obiective politice și geostrategice. Aici s-a vorbit că a fost un proiect de inspirație sau, mai bine zis, un proiect al comuniștilor imigranți români. Vreau să zic că acest proiect a fost deci, de inspirație bolșevică, deci conducere de la Moscova, de fapt la plăzmuit, dar au împrezentat sau i-au întins spre realizarea lui comuniștii imigranți români. Ce vreau să vă zic? Deci asta, proiectul acesta a fost într-adevăr o calamitate. Pentru că dacă înțelegem bine ce s-a întâmplat acolo și o să vedeți cum s-a întâmplat și ce a inclus acest proiect, o să ne dăm seama ce se întâmplă astăzi. Și din cauza că nu cunoaștem aceste lucruri și oamenii nu cunosc aceste lucruri, iată se întâmplă asemenea fenomene despre care dumneavoastră ați vorbit cu oameni din Republica Moldoveni și așa mai departe, eu sunt moldovean. Deci vreau să vă zic că acest proiect a fost de creare a RASFM moldovenești, a fost un proiect mai larg, pentru că el s-a desfășurat într-un cadru mai larg, deja la Uniunii Sovietice de atunci, în care Sovietica a făcut asemenea, a întreprins asemenea acțiuni și în alte republici, să ne amintim de republicile din Asia Centrală. Deci toate republicile de acolo au fost croite în asemenea, de asemenea manieră, toate etniile de acolo au fost amestecate. Și toate, cum s-a făcut de fajele teritoriale, deci iarăși s-a făcut în mod artificial. Au fost, deci, făcute trasate, hotare, în așa fel ca să îi amestici pe toți și să nu mai știe deci, cine sunt și deci, ce se întâmplă cu ei. Și iată, deci în anii 20-30 acolo au fost fabricate națiuni și au fost fabricate etnii. Deci, toate popoarele de acolo, deci sunt niște creații artificiale. Deci sunt niște, cum să zic, rezultate ale proiectelor în aceste geostrategice. Ce s-a întâmplat în reale teme? Deci proiectul acesta, după cum v-am, deci eu s-am menționat și anterior, domnul Țipă, a zis că în februarie 1924, atunci a fost alcătuit un memoriu din partea comuniștilor emigranți români ca să creeze o republică sovietică. Ei nu spuneau că e republica autonomă. Deci acolo nu se vorbea nimic despre etnie, despre limbă, nimic. Deci ei vroiau să facă o republică sovietică. Când acest proiect deja a demarat, pe parcursul lunilor martie, să zicem așa, până în martie, până în iulie, pentru că la 29 iulie 1924 acest proiect a fost așa pus în, să zicem, în aplicare mai într-un mod mai serios, pentru că total acesta, privind crearea RASFM moldovenești, a fost permisat conducerii din Ucraina de atunci. Deci asta, atunci s-a început toată discuția referitoare.